Guvernul ia în calcul aplicarea unui plan pentru a combate consumul de droguri în rândul elevilor, iar una dintre măsurile luate în calcul este testarea antidrog în cadrul școlilor. Măsura vine după accidentele repetate din ultima perioadă în care au fost implicați șoferi tineri drogați, dar și a mai multor probleme cu drogurile din unele școli. Cred că ar trebui să creăm un cadru legal unde părinții să poată solicita autorităților, medicilor de familie, o eventuală testare a minorului și statul să acopere aceste cheltuieli. Eu cred că ar fi o abordare corectă. Dacă eu, părinte, sunt îngrijorat, n-am de unde să știu dacă copilul meu se droghează sau nu. Și atunci apelez la pârghiile create de către statul român. Măsura testării antidrog în școli, menționată de prim-ministru Marcel Ciolacu, este susținută și de senatorul PSD Robert Cazanciuc, unul dintre autorii legii Anastasia. Am discutat despre posibilitatea pe care să o aibă părinții de a-și duce copiii la teste de drog, de screening de drog, decontate de stat. Totală confidențialitate, urmată de ședințe de terapie la psiholog, dacă sunt depistați. Profesorii au cerut, spre exemplu, în întâlniri anterioare, forme de pregătire pentru a depista din timp pe elevii care au comportament determinat de consumul de substanțe interzise. Guvernul ia însă în calcul și construirea de centre de reabilitare a dependenților de droguri, un lucru pe care țara noastră nu îl are nici până acum. Am discutat cu doamna ministru Intotero, într-adevăr este una dintre probleme. În general, să face acest tratament în spitale de psihiatrie. Nu avem, din păcate, să spunem, o unitate școlară în care un minor este tratat pentru consum la un dat și să poată urma și o școală în același timp. Da, în această zonă sunt lucruri de făcut. Aceste măsuri sunt discutate în condițiile în care în școlile și liceele din țară sunt tot mai mulți dependenți de droguri sau chiar traficanți. În ciuda acestei situații, mulți părinți se opun măsurii testării antidrog din școli.